face o legătură, pe de o parte, între teologie și economie, pe de altă parte, cu tema prezentată. Aș vrea să plec de la o afirmație de a lui Patapievici, care m-a frapat în conferința lui Europa și creștinismul. El spune acolo despre preocupările chinezilor în anii 92. Erau preocupați aceștia ce anume a determinat supremația Europei, a Occidentului mai precis, în ultimele patru viacuri, în secolul XVI, în secolul XX. Și la al 14-lea congres al Partidului Comunist din China, în 1992, au fost prezentate mai multe premise și ceea ce este frapant, mă rog, sunt prezentate acolo câteva elemente, în mod principal trei elemente, proprietatea privată, au spus specialiștii care s-au ocupat cu astfel de studii, proprietatea privată, legea care asigură această proprietate privată și morala publică. Un cercetător a spus foarte pronunțat și a fundamentat în mod explicit că toate acestea, deci inclusiv elementele de ordin economic, social, politic, au fost structurate prin faptul că în centrul culturii europene a fost creștinismul. Fundamentul creștin al culturii europene a determinat o anumită viziune la lume, o anumită raportare care s-a materializat poate, concret și într-un sistem economic, social sau politic. Este o lucrare publicată de un american pe acest subiect, David Ekman, în 2003. Iisus în Beijing, cum anume creștinismul schimbă China și modifică balanța globală a puterii. Și precizează exact această situație a cercetătorului chinez care atrage atenția asupra acestui fapt. Și m-a frapat și în continuare, cred, e un semn de poate să ridice un semn de întrebare, cum anume, iată, tocmai din China se recunoaște forța extraordinară a creștinismului în condițiile în care Europa, odinioară numită creștinătatea, știm foarte bine, așa era numită Europa, creștinătatea, în condițiile în care această Europa, creștinătatea de odinioară, renunță tocmai la fundamentul ei de forță, cea care i-a dat forță, care i-a dat specificitate. Deci, mă preocupă aceste descoperiri. Cazul Chinei nu e singular. Sunt și în alte tradiții și în alte spații geografice astfel de redescoperiri și de mărturisiri absolut extraordinare ale coordonatelor creștine, ale creștinismului, a ceea ce înseamnă creștinismul, în condițiile în care noi, de multe ori, bună oară, renunțăm, chiar poate în interiorul unei tradiții creștine, mă refer acum chiar și la noi, aici în țară, nu mă refer doar la Occident, la ceea ce a însemnat, până la urmă, puterea de viață a tradiției, care, mă rog, mi-a determinat un anumit mod de a fi în istorie. De altminte, foarte interesant, în 2003, președintele Chinei de atunci, Jiang Zemin, spunea, probabil plecând, având în vedere cercetările respective, dar spunea public, a fost o declarație publică care decreta oficial creștinismul, deci ca religie oficială a Chinei, dacă ar ști că ar fi urmat în masă de chinez. Și întorcându-mă acum, Andrei, poate să discutăm mai mult în această parte a doua. Bine, dacă doriți, putem reveni dacă sunt întrebări. Și asupra principiilor prezentate în cazul modelelor, pentru că prezentarea practic s-a focalizat pe o abordare principială a unor modele care țin de teologia religiilor, dar poate să concretizăm puțin și în cazul Chinei și poate ne spui câte ceva și din experiența pe care ai trăit-o acolo. Și aici aș vrea să aduc discuția și poate o primă întrebare. Mă iertați că
în această întrebare, dar poate orientăm discuția sau dezbaterile înspre o concretețe cumva a temei. Ai întâlnit în China, de exemplu, chinezi care au asumat credința creștină mai mult decât ortodoxia. Mă gândesc, de exemplu, vorbind de Părintele Serafim Rose. Știm, Sfântul Ioan Maximovici a fost ierarh în Shanghai după ce a fost în Bruxelles. Iată, interesant, la Bruxelles, la Shanghai. Da. A fost mai eficient la Shanghai decât la Bruxelles. Acum, făcând un arc în timp, la Bruxelles, creștinismul e destul de palid și oficial în raport cu islamul. Dar și Sfântul Ioan Maximovici a fost cel care practic l-a determinat pe Părintele Serafim Rose să convertească la ortodoxie. Foarte impresionant, Părintele Serafim Rose, Andrei a prezentat, nu doar de o inteligență absolut sclipitoare, genială, cum îl numeau și colegii, comparau cu Einstein, dar cu o profunzime a căutării extraordinare, cu o asumare, inclusiv în tradițiile veche ale Chinei, cu cel mai mare maestru, pe atunci, sau unul dintre cei mai predutabili maestri, Jin Mingxian. Da, Zen. Și nu, Jin Mingxian îl chema pe profesorul. Da, pe profesorul. El era, nu era Zen, era acum confucianist taoist, în special taoist. Zenul este budism. Da. Dar asta e impresionant, cum cu toate acestea, întâlnindu-l pe Sfântul Ioan Maximovici, a simțit că adevărul este în interiorul tradiției împărtășite, concret, iată, printr-un om, ce se întâmplă printr-un om, sunt lucrarea absolut extraordinară a Sfântului Ioan Maximovici. Nu știu, mărturisesc sincer, nu știu dacă Sfântul Ioan Maximovici a avut un impact și în rândurile chinezilor, efectiv, deci nu doar a comunității ruse pe care a păstorit-o. Și de asta, plecând de la lucrarea misionară a Sfântului Ioan Maximovici, sau de la alte, știu eu, misiuni ale creștinilor, concret, ai întâlnit și poți să ne spui, pentru că asta cred că ar fi interesant, cum anume se raportează un chinez care, în mod concret, asumă creștinismul și încearcă să-l trăiască. Te rog, dacă poți să ne spui... Sfântul Ioan Maximovici a fost obligat să fugă din URSS, după Revoluția Rusă din 1917 și a luat-o spre Est, spre China, a stat în Harbin un număr de ani. Harbin este primul oraș din nordul Chinei cum vii din Siberia. Deci cum cobori din Siberia spre China, spre sud, ajungi în Harbin, care este un mic oraș de vreo 5 milioane de locuitori astăzi. Și unde este, unde au fost foarte mulți ruși, tot așa, refugiați din fața Revoluției bolșevice. Și s-a întemnat o comunitate rusă foarte mare în Harbin și unde și în ziua de azi există o biserică ortodoxă, întemeiată de Sfântul Ioan Maximovici. De altfel, e singura mare biserică ortodoxă în China, pentru că în acest moment în China ortodoxia este ilegală. Este legal protestantismul din cauza presiunilor americane. Cam 90 de milioane de protestanți ar fi creștini în China, după unele statistici, foarte greu de făcut statistici exacte, și cam 10 milioane de catolici, pentru că este presiunea catolică și o anumită tradiție. Ortodoxi sunt extrem de puțini, poate de ordinul miilor, ceea ce în China înseamnă nimic. Și Rusia a încercat să obțină legalizarea și a ortodoxiei. Pentru chinezi e distinție între protestantism, sunt alți termeni, catolicism și ortodoxie. Și n-a reușit, deci Rusia n-a reușit să obțină de la chinezi, care nu vor să lase Rusia să intre în profunzimea Chinei și religios. Și atunci a evitat să legalizeze ortodoxia, care este ilegală până azi. Există doar această biserică din Harbin. Mai există în Hong Kong o anumită comunitate, ceva biserici care s-au creat, s-au întemeiat când era încă liber. Hong Kong era, mă rog, colonie britanică și care nu au fost închise.
Și există acolo o mitropolie în Hong Kong sub patriarhia ecumenică de la Istanbul, de la Constantinopol. Deci există rușii din Harbin sub Biserica Rusă, există cei câțiva ortodoxi din Hong Kong sub patriarhia ecumenică și câțiva răspândiți, dar foarte puțin pe aici pe acolo, nu mai sunt preoți. Deci e mare problemă cu ortodoxia astăzi în China. Practic aproape nu există ortodoxie. Vorbim de 100 de milioane, repet, protestanți și ceva catolici. Eu am predat în China engleză și studenții cărora le vorbeam de creștinism îmi puneau prima dată întrebarea aceasta. Bine, dar și noi avem așa o divinitate, îi spunem Tao. Da, transcendent, o divinitate fără nume, fără chip, fără nimic, deci nicio determinare. Da, bun, înțelegem, dacă e vorba de așa ceva divin, Tao, despre care nu poți spune nimic, este complet nedeterminat, nu poți să vorbești despre el, nu poți să ți-l reprezinți în niciun fel. Dar acum veniți dumneavoastră și ne spuneți despre o divinitate care a trăit acum 2000 de ani în Isălie, cum zic e Israel, da? Deci în țara Isălie, deci era evreu, și care a murit pe cruce și ce legătură are asta cu divinitatea? Deci, da, Tao, într-adevăr, putem înțelege divinitate complet transcendentă. Nu avea vocabularul să-i spună transcendent, dar asta vreau să spun. Dar cum adică vii și ne spui că divinitatea aceea complet transcendentă, divină, trăit în Israel acum 2000 de ani? Foarte greu, era un scandal, așa cum e de fapt întruparea, foarte greu de înțeles rațional. Și foarte greu se converteau, s-au convertit vreo doi la catolicism, că era singura catedrală din Beijing, unde stăteam. I-am dus la catedrala respectivă, le-am vorbit, nu aveam unde să duc în altă parte. Și există totuși, apropo de ce vorbeam de această năzuință a omului către Dumnezeu, există o căutare și până la urmă câțiva au înțeles și au simțit că e ceva aici. Însă la ei totul este foarte legat și de o istorie de represiune. În secolul XIX, puterile europene au invadat China și au dat foc Palatului Imperial, au jefuit, deci a fost o istorie imperialistă până la urmă, cum i-am zice. Au păstrat o amintire foarte negativă despre creștinism și despre Occident. Și până în ziua de azi, ei au această atitudine revanșardă. Ei vor să se revanșeze pe Occident. Deci în niciun caz nu iubesc. Au o invidie pentru un nivel de trai și tehnologic al Occidentului. Ar vrea să fure, să copieze tot ce se poate din Occident, dar ca să se răzbune pe ei. Deci în niciun caz nu e vorba de o emulație, de o prietenie, o admirație sau nu se convertesc decât foarte greu. Și mulți dintre protestanți se convertesc pentru că americanii vin cu burse, vin cu facilități, cu joburi. Deci, chestiunea nu e simplă. Dar acești misionari au avut succes pe vremuri, vorbind de secolele 17-18, pentru că au mers cu clasicele chineze. Și le-au spus, noi nu vă aducem o religie străină. Ați avut-o și voi, în tradiția voastră. Voi, în cărțile voastre sacre, vorbiți de Shanti. Păi noi pe el îl propovăduim, e același Dumnezeu, Shanti, împăratul cel de sus, despre care vorbesc regii voștri vechi, împărații vechi. Și în felul ăsta au reușit să se facă acceptați. Deci mergând pe o linie, o referire la propria lor tradiție, se numește inculturație, dacă vrei, sau aclimatizare sau acomodare. Deci, diferența culturală este o prăpastie atât de enormă, spunea domnul profesor că nu e un caz singular. China e un caz singular. Este singura mare cultură din lume care rivalizează cu a noastră. Ca vechime și ca pondere culturală, China are 5.000 de ani de istorie, nu există în lume o altă civilizație care să-și fi păstrat 5.000 de ani același teritoriu, aceeași limbă, aceeași cultură, cum este China. O enormă cultură care a evoluat separat de a noastră mii de ani. Și e un caz singular pentru că iau acest orgoliu cultural îndreptățit și îi spun, stați, ce veniți voi să ne... Mă întrebau chinezii, bine, și dacă să zicem Dumnezeu ăsta al vostru s-a întrupat, de ce nu s-a întrupat în China? De ce Dumnezeu a fost evreu și nu chinez? Și
îți cam închide gura, pentru că, sigur, poți să răspunzi, dar ei vin cu asemenea răspunsuri, deci este foarte dificilă misiunea acolo. Și trebuie multă empatie ca să te apropii de ei, cum au făcut oamenii ăștia pe o linie culturală, și să faci trimitere la propriile lor texte. Eu am ales tema teologiei religiilor pentru că a trebuit să-mi restrâng prezentarea la un singur punct, la o temă, nu puteam să acopăr tot. Și atunci am ales tema aceasta, teologiei religiilor, ca disciplină care la noi nu este cunoscută și pe care eu o propun. Se poate face o altă prezentare despre aceste chestiuni cu China, care este o temă foarte vastă. Oamenii aceștia au mers pe analize de ideograme. Ei făceau analiză de text în chineza veche, care e altă limbă decât chineza contemporană, cu alte ideograme mult mai complexe, și traduceau din chineza veche în chineza nouă și în latină și în limbile lor de unde veneau fiecare, și invers, scriau în chineză, au scris tratate în limba chineză. Mateo Ricci sau alții. Deci au scris în chineză ca să le explice chinezilor, până în ziua de azi în China, dacă vrea chineză să înțeleagă creștinismul, cea mai răspândită lucrare este a lui Ricci, despre acest Dumnezeu pe care el îl explica în termenii lor foarte simpli, în limba chineză. A învățat chineză atât de bine încât a putut să scrie în limba lor. Domnul profesor dădea ca exemplu această carte a lui David Eichmann, pe care o citează Patapievici, eu l-am pus ca motto în carte, în care Jiang Zemin, apropo, Jiang Zemin a studiat în România. Cred că la Galația a fost student. Și se spunea pe vremea când era el președinte că în lume sunt trei președinți care vorbesc limba română. Al României, al Moldovei și al Chinei. Dar am avut o șansă cu Jiang Zemin, nu am știut să profităm de ea altfel. Dar, într-adevăr, așa se și explică longevitatea și forța culturii europene creștine, așa s-a explicat și longevitatea culturii chineze, această dimensiune etică. Confucianismul, mii de ani, a fost un sistem etic și care a fost o meritocrație. Adică ei angajau în sistemul public, pe bază de examen, pe cei care meritau. Sigur că era nepotism și corupție ca peste tot, dar principiul și practica generală, și nu excepție, era totuși să fie angajați pe merit. Dădeau examene foarte dure din clasicele confucianiste, toți erau confucianiști, erau mandarini care știau perfect clasicele, și clasicele pun acest accent extraordinar pe morală, pe etică. Și, în primul rând, pe etica a guvernării. Deci prima etică pe care ei o promovau a fost etica politică, etica conducătorului. Începând cu împăratul, care trebuia să fie un exemplu moral, și au în clasice, și am aici capitole întregi despre acești regi buni, bunii regi sau împărații legendari, împărații exemplare ai Chinei, care erau niște exemplare, niște exemple morale. Exemple de modestie, de smerenie, de devotament pentru popor, de puneau binele poporului înaintea binelui propriu, refuzau puterea, dacă doar... Deci, în general, erau, astea sunt modelele exemplare care au funcționat ca modele mii de ani. Și așa s-a explicat longevitatea culturii chineze. În 1911, Imperiul a fost abolit sistemul imperial, cu examene cu tot, și China a căzut în haos. Și acum, sigur, e greu să mai... Dar până în ziua de azi funcționează aceste modele ca exemple morale de conducere. Mai există, am făcut la un moment dat o apropiere între aceste exemple morale din Bizanț și cele din China, pentru că și în Bizanț existau niște lucrări, oglinda principelor. Aceste oglinzi erau lucrări făcute în primul mileniu, în special, pe anii 900, 1000, 1000 și ceva, puse în fața principelui, al împăratului bizantin, ca uite, iată ce principii morale trebuie să respecti dacă vrei să fii un bun împărat. E, s-a făcut comparația între aceste lucrări de morală confucianistă și aceste lucrări de morală creștină pe care erau îndemnați să le urmeze împărații bizantini. Sunt conexiuni interesante între Bizanț și China. Au comunicat, de altfel. Am un capitol în care spun că Sfântul Apostol Toma, după unele de a ajuns în China și a propovăduit creștinismul vreo 3 ani, după care s-a întors înapoi în India. Deci, tema e foarte interesantă. Da, Andrei, mulțumesc.
Vă rog, pe fiecare, dacă doriți să interveniți, fie prin întrebări, fie comentarii, vă rog, da. Am înțeles că nu prea știu ei prea mult despre creștinismul nostru și cumva pentru așa comparație forțată, parcă ar fi de pe două planete. Da. Și ne privim așa la reciproc. V-aș ruga dacă ne puteți prezenta pe scurt câteva trăsături pe care le au confucianismul și taoismul vis-a-vis de creștinism. Confucianismul și taoismul au apărut ca două religii distincte după secolul V înainte de Hristos, odată cu Confucius și cu Lao Tzu. Până atunci nu exista nicio distinție, era o singură religie, deci până în secolul V înainte de Hristos, vorbim de 1500-2000 de ani, n-a fost religie diferită, a fost o singură religie consemnată în cărțile clasice. Deci din start trebuie precizat că nu vorbim de confucianism și taoist decât după secolul V, înainte de Hristos. Această religie înainte de secolul V, poate chiar până prin mileniu, deci sub începutul mileniului 1 înainte de Hristos, a fost monoteistă. Deja de la anii 1000 încoace, înainte de Hristos, deci 1000 înainte de Hristos, deja cade înspre politeism. Dar a fost o singură religie din care Confucius și Lao Tzu au valorizat câte ceva. Deci, închipuiți-vă că putem privi pe amândoi ca pe niște Buddha, dacă vreți. Adică, așa cum Buddha a venit cu o inovație în hinduism, la fel aceștia doi au venit în cadrul tradiției vechi arhaice chineze și au valorizat câte o componentă. Lao Tzu fiind mai puțin fidel tradiției, mult mai puțin. Lao Tzu valorizează pe Tao, care exista înainte de el, dar era complet, era marginal. Tao însemna, înainte de Lao Tzu, însemna calea cerului, adică Tien Tao, calea care duce către Shanti, duce către cer. Tao era o simplă cale pe care omul trebuia să o urmeze, să o trăiască, pentru a se apropia de cer sau de Shanti, de Dumnezeu, în monoteism. Lao Tzu face din Tao un principiu transcendental în sine, ontologic, ceea ce este în răspăr cu tradiția dinainte de el. Și de aceea acești misionari n-au mai vrut să se ocupe de taoism, pe care l-au considerat greu de reconciliat cu creștinismul. Ceea ce încearcă aici Christensen este, să zicem, la limită. El găsește încă, chiar și în Lao Tzu, în Tao Te Ching, niște elemente monoteiste, dar șterse, foarte vagi. Confucius, pe de altă parte, valorizează mainstream-ul tradiției dinainte de el, adică tradiția etică, tradiția bunilor împărați, pentru care avea un cult, și tot ce înseamnă sistemul etic. Deci Confucius păstrează din tradiția aceea veche principiile etice, dar el spune tot timpul, eu nu vorbesc de lumea cealaltă, despre spirite, despre duhuri, fiindcă nu știu despre ele. Abia despre lumea asta știu ceva, nu mă bag în chestiune transcendentă sau divină. Și de aceea amândouă aceste tradiții care se despart valorizează câte ceva incomplet din vechea tradiție. Dar confucianismul rămâne categoric mainstream, rămâne calea principală de stat, care este religia oficială de stat a chinezului. Însă chinezul e foarte sincretist așa și se spune de pildă chinezul spunea că el este ziua confucianist și noaptea taoist. Adică ziua în public, în sistemul public, de stat, administrativ, în tot ce înseamnă magistratură, drept, justiție, legi, e confucianist, ca etică între relații interumane. Noaptea valoriza mai mult partea, să spunem, biologică a taoismului, fluxuri energetice, circulația energiilor yin și yang prin sistemul de canale pe care construit acupunctura. Taoismul merge pe chestiunea asta din ce în ce mai mult către o alchimie internă, către energii, către longevitate, către sănătatea organismului. Deci taoiștii se retrag în pustie, în general, stau în asceză, mă rog, în sânul naturii, călugării taoiști, se știe despre acești taoiști. În timp ce confucianistul stă în cetate și se ocupă de guvernare și de partea politică și civică. Da, vă rog.
Avem două tipuri de întrebări, una referitoare la China și una referitoare la paradigma aceasta, modelul exclusivul empatic. Încerc cumva să le leg. Și încerc să le leg comparând un al treilea termen, care ar fi tradiția misionarismului rus din secolele 18 și 19 și poate nu știe toată lumea, deci dacă îmi dați voie să spun numai asta. De pildă, Sfântul Nicolae Kasatki, care s-a dus în Japonia, luminătorul Japoniei, unde există de asemenea o misiune foarte interesantă și de succes la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20 până prezent. El s-a întâlnit la un moment dat pe drum, se pare că nu era primul drum, dacă rețin bine, cu Sfântul Inocentie, care fusese misionar în Alaska. Și el, fiind cam dezamăgit, Sfântul Inocentie a dat niște învățături care par să constituie miezul acestei metode. Și anume a spus primul lucru, te adâncești câțiva ani să cunoști la perfecție cultura locală. Și asta pe vremea aceea implica striere în ideogramele Chinei. Vorbiți de Japonia. De Japonia, da, deși tu se spunea chineză, am înțeles, dar acum de aceea poate, nu știu dacă poate fi făcut o comparație. Pentru că nu e vorba numai de Japonia, e vorba și de ce făcuse Sfântul Inocentie în Alaska, de ce au făcut alți misionari, scutătari. Deci primul lucru pe care el a spus este te adâncești și cred că s-a adâncit vreo 10 ani în cultura japoneză. Și asta implica scrierea chineză. Pe vremea aceea se scria în caractere chinezești, deci în Japonia. Și el sigur că a tradus, după aceea a organizat biserica, catedrală, cântări, cine se... E o bogăție, moștenirea rămasă. Dar cei pe care i-a atras erau într-un fel elementele tradiționaliste din Japonia. Samurai care erau în declin, instituția și alte persoane de genul ăsta de orientare, să le zic eu, ca ansamblu tradiționalistă, dar cu prețul acestei adânciri de ani de zile în cultura locală pe care a ajuns să o cunoască ca o a doua limbă maternă aproape. Așa au făcut toți. Asta vreau să spun. Din punctul lor de vedere, așa a făcut în Alaska Sfântul Inocentie, care le-a tradus, mi se pare că le-a dat și alfabetul indienilor de acolo. Bineînțeles, după ce a cunoscut toate dialectele locale, ceea ce nu e ușor. Și așa au făcut și alți misionari. Și ei trăiau cu tradiția că așa au făcut Sfinții Chirin și Metodii. Deci că ei s-au dus, au cunoscut cultura slavă și au cunoscut-o în adâncime și apoi le-au dat lumina limbii și a scrierilor. Bun. Și atunci comparația ar fi, întrebarea ar fi cum comparați pe de-o parte metoda noastră, pe de-o parte cartea părintelui Damaschin și am să fac o sugestie. Ceea ce nu văd în metoda asta, sau două sugestii, în primul rând față de cea dumneavoastră. Ceea ce nu văd este pornirea cu întrebarea cine se mântuiește. Nu văd această întrebare nicăieri ca întrebare fondatoare a uneia dintre aceste paradigme. E adevărat că foarte mulți părinți dau exemple de drept din Vechiul Testament, inclusiv din afara bisericii, Maxim Mărturisitor, nu sunt numai scriitori bisericești, sunt mari părinți. La Sinodul Ferrara Florența mi se pare că Sfântul Marcu Efeseanu face apel chiar la tradiția prin care Traian Împăratul s-a mântuit. Și este menționat undeva chiar de Serafim Rose. Rugăciunea... Da. Exact, dialogul. Așa, și cred că mai folosește un exemplu. Dar nu face o teorie generală. Deci nu pornește cu asemenea întrebare și nu face o teorie generală cine se mântuiește și cine nu. Și atunci, pentru mine, rămâne în picioare întrebarea cu care ați început. Este o întrebare legitimă? Avem nevoie de o asemenea teorie? Și a doua diferență majoră, și aici m-aș referi la modelul Stăniloae versus modelul Eliade. Să încep cu, să zic, partea luminoasă din punctul evoluției mele de vedere. Când m-am întâlnit cu Stăniloae, am constatat că el se referă aproape numai la părinți.
Deci el dacă ar face o expunere, grosul citatelor ar fi părinții și eventual în hotele de subsol, cu siguranță, sunt mulți filozofi, chiar și mulți filozofi necreștini de jurul protestanți. Și ceea ce mi s-a părut că, nu știu, poate în carte sunt mult mai prezenți părinții, dar la întrebările pe care le-ați pus, aproape toate referințele au fost teologi apuseni. Nu știu dacă am plan de părintele. Dăniloae, nu mă refer la părinți. Pentru că părinții răspund. Adică am spus, nu numai Sfântul Maxim. Chiar și, știu sigur, aveți în carte, știu că și părintele Damaschin citează câțiva. Lista e mai lungă. Serafim Rose a fost mai de curând, tot mai de curând, o fan zburătoare, niște pagini foarte interesante pe lucrul ăsta. Cei din vechime aveau și mai multe. Deci ar fi interesant o trecere în revistă mai dezvoltată, nu mai puțin dezvoltată decât a părintelui Serafim și, și chiar a părintelui Damaschin. Și atunci întrebarea este pe aceste două puncte, ce părere aveți, în primul rând, față de modelul dumneavoastră. Este legitimă și necesară, sunt două întrebări distincte, întrebarea fondatoare, cine se va mântui, ca teorie sistematică, nu ca exemple care nu le teoretizăm, nu le transformăm într-un sistem de gândire. Și doi, este necesară sau nu, în orice abordare de acest tip, ancorarea în primul rând în părinți. De exemplu, dau un singur citat punctual. Când ați pomenit de Sfântul Pavel, despre cei netăiați împrejur, nu știu, există părinți care fac analogia între netăiați împrejur și lipsa botezului? Deci ați făcut această omologie, netăiați împrejur? Da, ideea fiind la analogie. Nu știu dacă el nu se referea explicit la cei netăiați împrejur, pentru că apare problema aceea, este necesar sau să... Era o problemă acută pe vremea aceea, iminentă foarte așa. E necesar sau nu e necesar creștinii să se taie împrejur? Și atunci, pentru mine, nu e clar dacă el se referea într-adevăr, dacă poate fi sau este doar o extrapolare, tăierea împrejur cu lipsa botezului. Adică, da, puteți să nu vă tăiați împrejur, puteți să nu vă botezați, rezultă lucrul ăsta? Nu știu dacă rezultă, nu cred. Da, e foarte... Adică, ai spus mai multe întrebări. În primul rând, în Alaska, nici vorba nu poate fi de o cultură de prestigiul celei chineze. Deci metoda automat nu poate fi aceeași, adică nu are legătură, pentru că în Alaska nu s-a confruntat cu o rezistență. Nu-i expulza nimeni. Gândiți-vă că în China erau expulzați. Dar s-o fără, pur și simplu, dacă nu chiar executați. Și au fost cazuri de decapitări și execuții. Deci, eschimoșii nu-i executau pe misionari, dar în China e un întreg eșafodaj imperial și, mă rog, de stat. Până în ziua de azi, astăzi există persecuții. În China, de când a venit Xi Jinping în 2013, nou președinte, de 7 ani, este o persecuție mai dură decât înaintea lui. Sigur, bisericile protestante, în special, sunt demolate și așa mai departe. Deci, nu s-a confruntat cu același tip de situație. Mai curând putem vorbi de o aculturație în Alaska decât de o inculturație sau un acomodaționism, s-a numit aici. În al doilea rând, în Japonia, abordarea a fost totuși, în general, apropo, știți că la Nagasaki a fost o comunitate creștină și unii au spus că nu întâmplător a fost bombardat atunci tocmai Nagasaki. În Japonia, oricum, a fost altă situație, ați văzut și acel film celebru, Silence, care a fost un film, după mine, tendențios. Exemplară nu e cazul apostaților, foarte puțin, a celorlalți. Filmul a luat tocmai apostații, ca exemplu, ceea ce e o greșeală. Însă China nu e Japonia, au fost diferite abordările. Sigur că toți au fost obligați să învețe chineză, să se imerseze în cultura chineză, să învețe limba și scrierea. Și mai mult, am spus, chiar au devenit specialiști în clasice. Adică discutau de la egal la egal cu mandarinii confucianiști, pe limba acelora și dintre ei și-au recrutat convertiții mergând pe o convertire de sus în jos. Adică de la casta conducătoare mandarinii și chiar au încercat și au devenit consilieri împăratului într-un anumit moment și au încercat să convertească pe împărat în dinastia manciuriană. Deci, Qing,
Deci au avut altă abordare, în primul rând cu clasa educată, pentru că altfel ar fi fost expulzați. Dacă nu erau acceptați de împărat, ci de clasa mandarinilor, erau expulzați în secolul XVI, când a ajuns Sericii acolo. Așa a procedat și numai așa a reușit să fie acceptat. Deci abordarea e diferită, dar adică sigur că a trebuit să se familiarizeze cu cultura locală. Dar această cultură locală, repet, avea un prestigiu și o forță pe care în alte locuri sau în America Latină nici nu putea fi vorba. Nu era aceea situație încât să comparau America Latină sau Alaska cu ce au întâlnit ei aici. Eu am făcut distinția între cine se mântuiește și ce doctrină este mântuitoare. E o distinție. Una este omul și alta e doctrină. Și am zis, omul e cel judecat de Dumnezeu după criteriile dreptății sale, dar despre doctrină putem și noi să spunem ceva. Deci facem o distinție și nu judecăm omul, dar judecăm doctrina. E părerea mea. Noi putem judeca doctrina și în ce măsură este eretică sau are elemente care pot fi recuperate, ceea ce au încercat să facă misionarii în acest caz. Și răspunsul meu acesta ar fi că trebuie să apreciem elementele de doctrină și să vedem unde vorba de reîncarnare sau de budism, alte elemente incompatibile cu creștinismul, și ei au respins tot timpul budismul din acest motiv, și unde putem construi o strategie de acomodare și convertire folosind elemente acceptabile. Mai departe, n-am avut timp să spun, chinezul este extraordinar de receptiv la ritual. Eu am văzut chinez care cade în transă, trăiește ritualul extraordinar, chiar ritual ortodox. Pentru chinez, ritualul e atât de important pentru că el are 1000 de ani de istorie ritualică în spate. Oare în ADN, dacă vreți, genetic. Și noi dacă am merge acolo cu acest ritual ortodox, 1. 2. Dacă am merge cu icoana, de aceea l-am pus pe icoana aici, chinezul este foarte vizual, are o mental foarte vizual. El prin icoană, dar nu icoana catolică aia scorpoasă cum e ea, nici nu e icoană, ci cu icoana ortodoxă, dacă am merge cu icoana vizual vorbind și cu ritualul, cu liturghia, și am mai adăugat și această empatie pentru tradiția lor din clasice, vechea lor tradiție istorică, confucianistă, și ne-am apropiat și în felul ăsta, am avea un succes fulminant. Sunt convins. În măsura în care, sigur, te lasă autoritățile, dar succesul ar fi garantat. Acum n-are cine, fiindcă nu sunt preoți, nu sunt misionari, nu vorbesc de România, în general, rușii nu sunt lăsați și n-are cine să facă misiune, dar dacă am izbutit într-o zi să facem o misiune, sunt convins că am avea succes. Apropo de patristică, bineînțeles că părinții bisericii sunt referința cea mai importantă. Eu am simțit nevoia să pun ordine mai întâi, pentru mine, ca să înțeleg această disciplină în mod mai sistematic. De aceea am făcut referire la acești teologi din Apus, care au multe bube pe cap, dar sunt logici, sistematici și clari. Și atunci eu întâi am simțit nevoia să-mi fac mie ordine în gândire și să înțeleg despre ce vorbim. De la stânga la dreapta, de la exclusivism la pluralism, ce înseamnă inclusivismul, în dialogul ecumenic, și facem distinția între ecumenic și ecumenist, avem tot interesul și trebuie să fim implicați în acest dialog. Dar trebuie să vorbim aceeași limbă cu ei. Trebuie să înțelegem ce înțeleg ei printr-un termen, ce înțeleg ei prin aculturație, prin inculturație, și când venim cu patristica, când venim cu... Nu, eu sunt convins că așa este. Nu sunt de acord, dar eu cred că nu putem să mergem acolo, habar n-avem ce zic ei, dar noi ne spunem punctul de vedere. Nu e suficient. Pentru că ei te expediază ca ignoranță și nu ai niciun fel de succes. Deci, eu am experiența părintelui Galeriu pe care l-am văzut în acțiune. Am fost de față, am fost secretar și vedeam cum își elabora lucrările când mergea la conferință în străinătate, la Paris, în Italia, unde am mai fost. Iulia, care a fost secretara părintelui de asemenea, își amintește foarte bine doamna Iulia de aici. Deci părintele așa făcea, își pregătea excepțional prezentarea și poziția, dar îi știa bine pe teologii lor și făcea referire, nu Iulia?
făcea referire și la ei, la Emil Bronner, la Cutare, la Hans Urs von Balthasar, la... deci îi cunoștea, adică știa și poziția catolică și poziția protestantă și făcea distinții între ce zic luteranii, ce zic anglicanii, știa foarte bine. Dar mergea și cu poziția ortodoxă, dar în cunoștință de cauză și eu. Cred că ăsta e modelul de dialog ecumenic pe care îl putem avea, știind ce zic ei, unde ne încadrăm noi, aducând argumente din ai lor, acolo unde e cazul, combătându-i pe ceilalți, știind ce combatem și de aceea am dat citate. Părintele Stăniloae tot așa face referire, ați văzut, la nemți, la francezi, nu la Sfinții Părinți. Eu am prezentat, n-am mai citit, dar sunt aici, sunt Părintele Stăniloae, în acea carte, Poziția Domnului Blaga, pleacă de la istoricii religiilor, nu de la Sfinții Părinți. Îi citează pe Sfinții Părinți, dar în această lucrare, în primul rând, el se axează pe teologii occidentali și istoricii religiilor în special, cu monoteismul, adică este foarte erudit și din acest punct de vedere. Deci, sigur că Sfinții Părinți sunt fundamentali, nici nu pot să includ totul acum aici, dar argumentul pentru care am folosit în special acești occidentali este acesta, pentru claritatea gândirii și pentru a ști exact despre ce vorbim. Da. Da. Rog. Vă spuneam, cu faptul că, într-adevăr, religia și politica se confundă, se suprapun în civilizația chineză. Nu neapărat exemplul cu primarul, mi s-ar părea cel mai relevant. Dar Rosana a scris prefața la această carte, este sinolog și mulțumesc. Și vă mulțumesc că m-a ținut. Mă gândesc, dacă e să o luăm de astăzi, înspre trecut, la poziția Partidului Comunist, în, așa cum este ea cerută, nu neapărat pusă în practică în sufletul chinezului din ziua de azi și la ideologia marxistă, la importanța lui Mao Zedong pentru generația care acum, nu știu, are 70-80 de ani, chiar în poze foarte recente am văzut portretul Mao Zedong într-un loc central în casă, deci e ca un soi de icoană. Așadar, da, se verifică, este o religie, maoismul cel puțin. Însă v-aș ruga dacă se poate să aduceți un argument ceva mai puternic în favoarea acestei dimensiuni religioase a confucianismului. Și dacă se poate să puneți accent pe ceea ce înseamnă, să spunem așa, mântuirea în termeni confucianiști. La ce se referă, mare? Pentru un confucianist, mântuirea. Doamna Rosana, vin și eu, cred că poate să facă mai bine ca mine ceea ce... pentru că știe foarte bine și a scris despre dimensiunea religioasă a confucianismului. Și, într-adevăr, este o mare dilemă și a fost o dezbatere sute de ani, din motive multe și complexe. În primul rând, să zicem istoric, primul motiv a fost că iezuiții misionari din secolul 16-17, când au ajuns acolo, acești misionari s-au lovit de o problemă foarte concretă, foarte practică de misionarism. Ei vreau să-i convertească, cum spuneam, prin acomodaționismul lui Ricci și al lui, mă rog, a fost un grup întreg acolo, pe mandarini. Dar mandarinii erau, chiar dacă se converteau și s-au convertit câțiva absolut redutabili și au făcut și ei misiune la rândul lor, ei rămâneau totuși mandarini, rămâneau administrația publică, rămâneau în funcțiile lor de guvernatori, de miniștri, de prefecți și aveau obligații de care nu se puteau dezice. Și aceste obligații, cum spuneau, în primul rând constau în oficierea acestor slujbe, acestor ritualuri confucianiste în cadrul administrației. Deci fiecare primar, să zicem, în orașul lui sau guvernator, prezida și oficia ca preot. Am zice noi ca preoți, nu erau preoți, erau tot ei, în aceleași veșminte de zi cu zi, oficiau aceste ritualuri la nivelul ierarhic pe care îl aveau. Cu cât era nivelul mai jos, cu atât oficiau niște ritualuri mai dedicate unor divinități de rang mai mic. Zeul comunei, al orășelului, al orașului, al provinciei, aveau divinități tutelare la fiecare nivel, deci sigur că erau un politeism. Și oficiau aceste ritualuri la nivelul lor și singurul
care avea dreptul să facă ritual pentru Shanti, era împărat. Foarte interesant, noi nu putem înțelege. Și a fost o întreagă controversă. James Legge, de exemplu, scrie revoltat. Ce-i porcăria asta? Cum? De ce să interzică poporului să se roage lui Dumnezeu și doar împăratul să aibă acest drept? Și am aici un capitol în care explic cum s-a ajuns la asta de mii de ani. Deci, ca împăratul să aibă un monopol asupra cultului către Dumnezeu în sens monoteist și să lase poporului și acestor demnitari divinitățile de rang secund, fiindcă devine un henoteism, adică se amestecă monoteismul cu un politeism și împăratul rămâne singurul care se poate ruga lui Dumnezeu, lui Shanti direct. Dar în sens clar monoteist, dar numai el are voie și aici a explicat de ce, e întreagă poveste de la împărații legendari. Ei, acești misionari s-au lovit această problemă și atunci au întrebat Vaticanul. Ce facem? Le permitem? Și nu atât ei s-au adresat, cât au fost reclamați. Că uite ce fac convertiților, se roagă în continuare, au ritualuri păgâne. Și au avut o problemă. Dacă le-ar fi interzis convertiților, atunci erau executați, puteau fi acuzați de indisciplină, dacă vreți, într-un fel ca în Imperiul Roman, când, deși nu era același tip de cult al cezarului cum era cultul din China, dar erau ritualuri publice, politice, pe care nu le puteau abroga. Și atunci li s-a permis să facă aceste ritualuri cu condiția să nu facă cele explicit idolatre și cu condiția să declare că sunt ritualuri civice și nu religioase. E, această discuție, e civic sau e religios, acest ritual confucianist, s-a continuat până azi. Adică ei au argumentat în fața Vaticanului, în primul rând, că e un ritual civic și nu un ritual religios, ca să poată ei să-și facă misiunea, pentru că altfel, dacă le-ar fi interzis, murea orice misiune, cum la un moment dat s-a și întâmplat în secolul XVIII, pe la 1710-1520, când s-a pus mai drastic problema și atunci au fost expulzați. Deci a fost interzis creștinismul. Tocmai fiindcă au încercat să meargă până la acest nivel extrem în care să le interzică cultul civico-religios. Noi ne putând face distinția. Adică chinezii nefăcând distinția, noi ne putând accepta această religie difuză, cum a spus un sociolog chinez chiar, Sikeyan. Deci, discuția e complicată, dar pe de-o parte avem această dezbatere numită controversa riturilor chineze, care în secolul XVIII a contribuit foarte mult, dacă știți cumva, la interzicerea interzicerea iezuiților. Ordinul a fost suspendat în mare măsură din cauza controversei chineze și nu numai. Deci a fost o întreagă controversă în care ei au susținut că sunt strict civice. Ele nefiind, de fapt, strict civice, fiind și religioase. Și existând o dimensiune clar religioasă în confucianism, dar până azi se perpetuează această controversă. Unii zic că, că este doar civic și etic, alții zic, ba nu, este și religios. Avem aici trimiteri la o țară, la sinologii care au studiat acest lucru și care susțin că a fost religie. Până în ziua de azi, doamna, mă rog, sunt profesori la noi care nu sunt de acord cu această perspectivă. Deci lucrurile sunt complicate și până la urmă trebuie să iei o poziție de o parte sau de alta. Am luat partea poziției care spune că este religie și a fost religie și cu atât mai mult religie cu cât te întorci în timp spre primele secole sau mileniile dinainte de Hristos. Deci, astăzi există un reviviment al confucianismului și al taoismului și al budismului în China, dar cu cât merge înapoi în timp, este mai clară dimensiunea religioasă, special în cărțile clasice. Cu cât vii în ziua de azi, lucrurile sunt mai diluate și maoismul a distrus și mai mult orice tradiție religioasă și acum acest reviviment încearcă să se întoarcă la această tradiție. Discuția este complicată, e într-adevăr o discuție foarte interesantă și doamna Roxana Rubu are dreptate. Este o chestiune fundamentală, dacă e sau nu religie. Am mers pe ideea că a fost religie. Da. Dar mântuirea ce înseamnă? Mântuirea în confucianism, cum spuneam, în primul rând, ce înseamnă confucianism? Una este confucianismul de la Confucius încoace, și alta este religia arhaică chineză dinainte de Confucius. Când spunem confucianism, spunem într-un fel și una și alta.
Termenul confucianist nu există în China. Ei spun zhu, zhu ciao, adică ciao înseamnă religie, școală, școală de gândire, ciao însuși e un termen ambigu, nu doamna? Deci, termenul religie chineză a fost implementat din japoneză. Deci zhu ciao e tradiția mandarinilor, sau școala, sau calea acestor cărturari. Cărturari care, pe care noi numim confucianiști. Zhu ciao e religie, în sensul care a fost înțeles mii de ani în China imperială în special. Vorbim de China imperială, după 1911 deja vorbim de China republicană, de altceva. China dinainte de Confucius era monoteistă în sensul în care în clasice găsim împărații legendari, împărații exemplari, aducând jertfă și rugându-se lui Shangti, iar mai târziu cerului, Tian. Deci văzut personal și după ce câștigau o bătălie, de exemplu, aduceau mulțumire că au câștigat sau poate prilejuri. Și erau un întreg ritual. Era considerat și începătorul, strămoșul primordial al dinastiei Shang. Deci, practic, era și un cult al strămoșilor în acest cult față de Shang din Dumnezeu. Da. Pe urmă, Tien a devenit ceva mult mai obiectiv, care acordă mandatul, ceresc și mai departe. Deci, de la un cult al strămoșilor, cred, s-a dezvoltat această reverență față de Dumnezeu. Da, Părintele Cristos îmi spune că e invers. Părintele Cristos îmi spune că e invers. Cultul strămoșilor e ulterior, iar mai întâi a fost monoteismul primordial adamic. Acum, problema este, mântuire e un termen creștin. Ei nu au acest... Nu au noțiune. Perfecționare, aduce până la capăt. Da, există omul desăvârșit, există omul... Dar e lumea asta. E lumea asta. Nu au noțiunea de mântuire în sensul nostru dincolo, pe care Hristos o aduce. Deci cuvântul însuși nu există în chineză. Da. Există omul desăvârșit care este, a fost și tradus prin Sfântul sau Înțeleptul sau omul superior, nobil, care se desăvârșește în această lume, are o atitudine generoasă, benevolentă, iubitoare, morală, este o paradigmă morală, dar noțiunea de mântuire nu există. Deci, fiindcă nu are cine să te mântuiască. În viața de apoi? E foarte complicat. Nu prea. Confucius a zis, eu nu vorbesc despre duhuri, că nu știu nimic despre ele. Mă interesează lumea asta. Eu am zis, Confucius este, dacă veți, un fel de protestant chinez. Paleo-protestant. În sensul că el, ca și protestantism, a pus accentul pe imanența acestei lumi și mai puțin nu l-a interesat foarte mult. Deloc, de fapt, ce e dincolo. Zice undeva, eu habar n-am ce înseamnă ritualul ăsta pe care îl face împăratul, marele ritual, marea jertfă de solstițiu. Nu știu ce înseamnă. El spune asta. Spune Confucius. Da, chiar. Deci, ritualul în care împăratul se ruga lui Shanti. Spune, eu nu știu ce înseamnă ritualul ăsta. Încă acum 2500 de ani, Confucius spune, eu nu știu. Dacă știi ce înseamnă, uite așa, știi tot. Deci el recunoaște că nu înțelege acel ritual și de aceea nici nu se ocupă de aceasta, fiindcă deja se pierduse în vremea lui acest monoteism despre care vorbesc clasicele. Și atunci, Confucius zice, bun, atunci eu păstrez sistemul moral, pun accentul pe etică, domnule, dar pe asta să o respectăm. Și asta face Confucius. Confucius asta face. Clarifică, pune foarte solid bazele acestui sistem etic, fără să-l intereseze viața de apoi, aproape deloc, practic. Deloc. E lumea să nu intereseze, sau să nu creadă în ea. Nu, nu prea, nu, nu se ocupă de asta. Nu știu ce. Da, a fost exact. Un spirit, înseamnă profund reformat. Noi nu știm ce credare Confucius, știi numai ce a scris în clasă, în ce s-a păstrat, adică avea numai textele. Se părăză pe față de temă atât de importantă, nu și-au pus-o, înțeleg. Confucius nu și-a pus. Nu, mântuirea și transcendența... Reînnoare așa de duhul tradiției vechi la el. Da, pe de altă parte, confucianismul actual este idolatru. Are temple dedicate unor divinități, inclusiv Confucius a fost divinizat și se roagă lui Confucius. Deci acolo lucrurile sunt într-o bălmăjeală totală. Așa că trebuie să noi să înțelegem foarte clar despre ce vorbim și să nu amestecăm planurile. Și înseamnă, scuze-mă, înseamnă că acest excursivism
empatic, da, astăzi, trecut și problema actualității sale. Ar avea ca sigură miză misionar, atât. Eu așa văd, primul lucru. N-ar fi un prilej ca să aflăm ceva folositor și pentru noi înșine. Eu acum parantez între noi. Adică să ieșim cu un anumit folos și noi înșine, ca o prezență. Să vă dați câte vreau, să vă depin afară. Dacă de domnul profesor voie, am să spun eu personal o părere. Cred că ne-ar ajuta dacă am luat ceva din această morală. Acest accent extraordinar pus pe etică și pe cum te porți aici. Deci cred că ne-ar folosi dacă am fi mai atenți cu această dimensiune etică. Pentru că... Ortodox n-aș ieși câștigat din treaba aceasta. Nu? Nu. Există un risc de absolutizat. Cred că ați ieși mai câștigat decât din teologia puse. Nu știu, eu mă gândesc că totuși un accent mai puternic pe sistemul, pe fuga de fapte rele, cred că ar fi foarte bun, pentru că nu știu, acum, repet, între noi vorbim, România e pe primul loc la avorturi, domn profesor. Suntem pe primul loc la avorturi, în Europa, pe primul loc la avorturi. Despre ce vorbim? Suntem ortodoxi și avem 20 de milioane de avorturi. Despre ce vorbim? Oameni din biserică, femei care... Și, în general, deci se poate. Adică, stai să nu fim ipocriți. O interpretare ar fi aceea că suntem minoritari. În țara noastră, ca ortodoxi. O altă interpretare. Suntem minoritari. Nu, eu cred că e vorba de faptul că mergem și ne iartă, Părintele, ne mărturisim, ne iartă și facem din nou și iar ne iartă. E o anume, cum se cheamă, o economie care poate e undeva înțeleasă bine, undeva poate merge prea mult. Eu părere, cum să văd? Eu cred că un ortodox român practicant. Nu credeți? Da, că sunt adică, avorturi 20 de milioane și asumă această fără de lege. Eu cred că sunt, se duc și, sigur, e canon, se ia canon și se iartă. Și, sigur că există canon și Dumnezeu iartă. Dar nu e reprezentativ, având în vedere numărul foarte mare de cazuri. Deci, printre ei, eu sunt ortodoxi, practicați. Păi, nu fac cum s-ar repăta una cu alta. Nu trebuie să facă, pentru că omul e, până la urmă, așa cum da, nu știu dacă aici e o problemă, plecând de la ce spune și de la dezbaterile generate. Sau demnitarul care fură și după aia merge și... Nu știu dacă o etică rezolvă pe fondul. Există riscul atunci când absolutizăm etica. Nu, n-am vorbit de absolutizare. Sau un accent mai mare, da. Nu, mă gândeam ca folos. Mă gândeam, nu crezi că ar fi folosul, apropo de ce s-a vorbit, întoarcerea tocmai la tradiția veche? Pentru că forța unei tradiții, cred că ține și de vechime. Ce e vechi are o forță extraordinară. Da. Și atunci, dacă ne întoarcem spre revelația primordială, și chiar acum în cazul Chinei, înainte de Confucius, pentru că iată deja Confucius e reformator, recurgând la acea tradiție veche de forță, cumva și poate să găsim acolo ceva mai aproape de ceea ce înseamnă spiritul autentic al unei tradiții. Mă gândeam, cred că chiar și poate și o întrebare, nu știu, care a fost impactul mai puternic atunci când Confucius s-a reformat tradiția veche, în sens negativ, să lovească în ceva, sau Mao când a lovit în confucianism? Categoric Mao, bineînțeles. Dar și Confucius, el n-a vrut să distrugă nimic în tradiție. El a ajuns într-un moment în care acele cărți... Nici Luther n-a vrut. Acele cărți se pierdeau. Da, dar e cu totul altă situație. Cărțile se pierdeau. Ele erau distruse, erau pierdute. El a zis, dom'le, dacă nu vin eu și le recuperez, se pierd. Adică era un moment în care riscul era să dispară și atunci le-a copiat, le-a recopiat, le-a sistematizat, le-a pus în ordine la... Nu exista publicare, nu exista tipar. Erau de mână copiate pe suluri, pe plăcuțe de bambus, pe suluri de... Deci era foarte dificil. Și el a făcut acest travaliu de editor, dacă vreți, a editat clasicele. Asta a făcut, a editat. S-a și spus un mare editor.
Și l-a editat, recuperând, probabil, fiindcă sunt altele care nu l-a mai putut reedita, nu l-a mai putut recupera, din ce a putut găsi, a păstrat și l-a pus într-o ordine și a pus un mare accent pe ceea ce a putut și el să preia de acolo și a zis, asta mi se pare cel mai important. Și în vremea lui se pierduse, el recunoaște, se pierduse sensul, semnificația monoteistă, se pierduse, numai el a distrus-o. Luther totuși trăia într-o vreme în care exista creștinism autentic. Confucius era într-o vreme în care se pierduse orice sens. Foarte puțin mai există așa. Atunci el a luat ce a crezut el că e mai important să salveze. Și a salvat ce a putut și cât a putut și a zis, bun, mă concentrez pe asta și asta las, dar asta a lăsat. Acum, sigur că, din punctul meu de vedere, România este o țară care suferă foarte mult din cauza corupției. Asta e părerea mea. Și atunci, un accent etic ne-ar ajuta. Ce perioadă ați văzut, de exemplu, din istoria României, cea mai etică perioadă și ce scriere ați putea să dați, de când era, de exemplu, scrierul Neagoie Basar. Neagoie Basar, da, sigur că. Astea sunt acele oglinzi pentru principii. Cartea lui Neagoie este oglindă pentru principii. Tradiția bizantină. Avem o perioadă a istoriei României pe care o putem da ca exemplu din istoria noastră, să zicem, de etic și de, eu știu, patriotism și multe. Probabil că înainte de Fanariot nu era chiar atât de rău. Cred că s-a degradat și mai mult în perioada fanariotă cu toată acea, știți foarte bine ce însemna și cum fiecare domnitor stătea 2 ani și după aia ducea căruțe de aur la Istanbul și după aia venea altul și făcea la fel. Pe de altă parte, nu știu dacă am avut, citeam Nicolae Gane, Trecute vieți de doamne și domnițe, de exemplu. O lungă istorie și un șir întreg de trădări, de boieri care se omoară între ei, se trădează, tot felul de intrigi, ți se face realmente. Deci, nu știu dacă am avut, probabil mai de mult am găsit așa ceva, înainte de secolul 16-15, nu știu, a fost o perioadă, probabil, dar eu cred că un accent pus mai mult pe partea etică, pe lângă tot ce înseamnă păstrarea celorlalte pe care le trebuie să le țină, rânduieli, cred că și asta, dacă ar fi mai important, nu cred că ne-a stricat. Asta e părerea personală. Da, o observație și după întrebare, cel cu întrebarea. Întrebarea este referitoare la cartea părintelui Damascin. Și o pun foarte scurt. Cum a fost primită numărul 1 în comunitatea științifică a sinologilor? Dacă au fost reacții semnificative? Și numărul 2, în comunitatea, să spun, purtătorilor de tradiție chineză, cum ar fi fost Jining. De ce întreb lucrul ăsta? Adică pe mine ce m-a izbit citind cartea este că, deși textul este foarte scurt, nu conține o traducere integrală, sunt multe, sute traduceri. Da, nu conține traducerea integrală a lui Lao Tzu. Da. Nu conține traducerea integrală a lui Lao Tzu, adică pentru cei care n-au citit-o, ea conține niște eneade, adică niște poezii foarte frumoase scrise în engleză de părintele, asta e rezumatul meu, de părintele Damascin, în care folosește fragmente din traducerea realizată de Jining împreună cu părintele Serafim Rose. Mici fragmente, dar nu de nici măcar acea traducere care se pare că e neterminată. Eu nu știu dacă o aveți cumva, dar m-ar interesa și pe mine, a părintelui Serafim împreună cu Jining. Nu o dă traducerea. Și mie mi se pare că se prezintă ca un catehism. Deci sunt aceste eneade care sunt un catehism în versuri foarte frumos, apoi în proză, tot foarte frumos, iar accentul, mai mult de jumătate, pe care îl are și într-o conferință, este pe ceea ce se cheamă trezvie. Iar când vorbește despre trezvie, se bazează aproape numai pe părinți ortodoxi. Deci poate că sunt câteva aluzii la niște fragmente, dar în conferință, deja sunt două conferințe, practic, adică în prima parte vorbește și ceva despre Lao Tzu, în al doilea vorbește numai de părinții filocalici și despre trezvie, într-o conferință bazată pe această carte. Deci mie nu e clar că el reușește, numărul unu, să dea o interpretare organică a taoismului. Nu mi-e clar că
își propune să dea o asemenea interpretare, mi-e clar doar că încearcă să realizeze un catehism pentru cei interesați de religiile orientale și în particular de taoism. Și realizează foarte mult, adică mă grăbesc să adaug, recomand călduros cartea, mi-a plăcut. De aceea am citit mai departe și Confuciu și multe altele, evident, în traducere. Dar asta este întrebarea. Deci, cum a fost receptată în comunitatea, să zic, tradiționaliștilor chinezi, gen Jiming, și a comunitatea academică în sens larg a sinologilor? China n-a fost niciun fel de judecată, pentru că China nu e, repet, nu e ortodoxă, nu are ortodox și nu are apetență pentru creștinism astăzi. Și el a încercat, a fost la Hong Kong, în biserica din Hong Kong, repet, sub patriarhia ecumenică, a făcut niște contacte, dar nu are nicio receptare în China. Este foarte bine receptat în Rusia, pentru că părintele Serafim e foarte apreciat în Rusia. Și acolo da, dar eu neștiind rusa, nu prea am habar ce s-a întâmplat exact în Rusia. Nu pot să vă spun receptarea lui, dar știu că e foarte popular acolo. Nu am limba rusă, deci nu pot să vă spun mai mult despre receptarea din Rusia, dar știu că este popular. În Occident nu e deloc receptat. Pentru că, după cum spuneam, e o lume secularizată, o lume care nu știe nimic despre ortodoxie. Când îl vede ortodox, deja este marginal. Și, în general, nu are apetență pentru creștinism. Dacă deci, punctul lui de vedere nu e receptat. Dacă academica sinologilor, nu sinologii nu-l agrează, nici nu-l cunosc foarte mulți, în general. Acum, depinde unde, vorbim foarte diferit. În ce, unde anume. În general, însă, nu. E marginal, pentru că lumea nu știe ce e ortodoxie. Eu asta fac aici, repet. Eu nu scriu din o carte a părintelui să... Christensen. Eu scriu altceva. Îl pun într-o continuitate, într-o tradiție, adică îl pun într-un cadru mult mai amplu. Deci îl așez pe el în descendența unor sinologi de sute de ani, misionari, sinologi, care au fost în China și care au scris despre asta și au o poziție convergentă. Deci eu asta fac și aceia sunt mult mai receptați. Deci eu merg, dacă vreți, pe aceeași linie, folosesc ceea ce au receptat deja acolo, și îl bag pe el ca să fie și ca să ajute receptarea lui, îl pun în acest context. El ca atare nu e receptat, dar aici nu e receptat. Cât de receptat e la noi această carte? Nu e. Deci lucrurile sunt și foarte complicate, pentru că China nu e cunoscută la noi. Nu sunt traduse clasicele decât parțial. Dar doamna Roxana știe foarte bine. Clasica istoriei nu e tradusă. Nu se găsesc nici cele traduse. Mă rog, s-a apărat Herald, s-a publicat I Ching, să zicem, de exemplu. Clasica poemelor e tradusă parțial de doamna Hogea, micile clasice sunt traduse de doamna Vișan, cele patru clasice mici, dar clasicele mari... Nu sunt tradus. Cum? Mangță nu e tradus, dar Analectele, Marea Învățătură, Calea de Mijloc, mijlocul, pivotul... schimbător, dar primăvara și toamna, deci Analele primăverii și toamnei, nu sunt traduse. Cartea istoriei nu e tradusă. Cartea poemelor parțial traduse și, mă rog, tradusă de doamna Hogea. Și de... Ucrenii și doamna da. Deci, dar din clasicele mari, da, fragmente. Deci, noi da. Avem o problemă și cu cunoașterea sinologiei, culturii chineze, dar minte cu interpretarea religioasă. Aici, sute de ani, ele s-au publicat, s-au cunoscut, s-au scris. În lume este o literatură enormă pe tema asta. Să știți, creștinismul în China are o enormă. La noi încă n-a pătruns, noi nu suntem interesați. Până în 90 nu se putea, iar după aceea, deocamdată, nu s-a putut. O să vă rog, da. O să vă rog, domnul inginerul Madrian, dacă se poate să există intervenția așa concentrată. La fel de răspunsurile, să nu lungim așa poate peste măsură. Domnul inginer. Aș vrea să vă întreb unde plasați două evenimente scripturistice la care m-a dus gândul în momentul ce când vă ascultam. Când vorbeați despre pătrunderea în China a creștinismului pe linia aceasta a vechilor tradiții, mergând până la o Biblie în care Dumnezeu e numit Shanti,
Asta m-a adus aminte de lucrarea Sfântului Pavel în Areopag. El le spunea despre zeul cel necunoscut și chestiunea a mers și a funcționat până când a vorbit de înviere. Atunci au zis gata. Se pare că la chinești până a ajuns la întrupare și atunci s-a oprit. Deci ăsta este un eveniment scripturistic pe care aș vrea să-l plasați în ce spuneați noastră. Și în partea mai de început, când puneați întrebarea cine se poate mântui, păi primul om care s-a mântuit a fost tâlgarul de pe cruce, care sigur nu era creștin, că nu exista încă creștinismul, nu a avut să-ți loc încă învierea. Deci unde plasați aceste două evenimente în gândirea noastră? Am rămas dator întâi... Cristensen nu-și propune să facă o analiză exhaustivă a taoismului, dar ceea ce face el este minunat. De exemplu, el echivalează niște concepte din taoism cu cele creștine. Tao cu logosul, cu argumente, și aici am un capitol întreg despre asta, te dă, acela din titlu Tao Te Ching, acel dă, care tradus ca virtute de obicei, el îl echivalează cu harul. De aici titlul cărții, de la acest har, care este dăul acesta din Tao Te Ching. Iar este revoluționar, eu n-am mai găsit așa explicit, dăul din Tao Te Ching, cartea despre virtute și, și Tao, cartea despre Tao, cartea despre Logos și Har. Vă dați seama cum se schimbă traducerea și cum se schimbă totul. Ce să mai interpretezi taoismul? El îți dă din start cartea despre Logos și despre Har. Este cu argumente, îl echivalează pe dă, argumente sinologice de pe text foarte bune. Echivalează după aceea pe energia creată cu țiu. Spune, dăul este energia necreată, harul necreat, din ortodoxie. Nimeni nu mai face lucrul ăsta, nu vă supărați. Este o chestie excepțională. Deci face distinția de energiile necreate, care sunt harul lui Dumnezeu și care sunt dă, ideograma din Tao Te Ching, și energia creată, țiul. Știți ce este țiul? Este aceea din artele marțiale care țiul sau chiul din Japonia, da? Chi, cu care lovesc ei cu acel chi. În chineză e de fapt chi. Acest chi, energia pe care el și-o activează și cu care lovește în artele marțiale, acest chi e un concept vechi chinez care spune, Christensen, este energia creată. Există acea energie creată. Sau acel gol din taoism, acel wu care este tradus prin gol sau non-acțiune, el spune că este echivalent cu kenoza, deșertarea de sine, kenoza lui Hristos când s-a întrupat. Deci el face această echivalare sau Duhul, Ling, este o ideogramă pe care o folosește pentru Sfântul Duh. Ca să ai o ideogramă cu care să o folosești ca să spui Sfântul Duh. Și e folosită în Biblia ortodoxă, varianta, acest Ling. Deci el face echivalarea unor concepte și face o analiză foarte bună a taoismului. Mai mult, practic, cum să spun, el face deja foarte mult și spune, nu-și propune să facă o chestie academică, să analizeze taoismul, el vrea să-i convertească pe chinezi și vrea să facă pe înțelesul lor propria lor tradiție și creștinismul prin acea tradiție. Deci asta e scopul, este foarte, și spune, eu mă adresez chinezilor, pe care să-i cuceresc cu acest tip de catehism foarte frumos în versuri și după aia explică în proză, eu am tradus cele trei capitole în proză și le-am publicat, nu partea poetică. Și ăsta e scopul, deci foarte misionar. Dar aceste concepte, mie mi se par exact elemente de teologie a religiei chineze. Acum a zis... Deci, lucrarea Sfântului Pavel în Areopag. Da, am un capitol aici, chiar așa este, despre Sfântul Pavel, care citează din Epimenide și din Aratus, care sunt poeți greci, cu mare prestigiu în cultura greacă. Deci aceste citate, noi prin el trăim, ne mișcăm și suntem. E citat din Aratus. Deci aceste citate pe care le folosește în predica din Areopag, e ca și când ar veni la mine și mi-ar cita din Eminescu, știți? Adică poeți de mare prestigiu în acea cultură,
Și sigur că dacă vine și citează din Eminescu sau din... Da, nu-l mai știm pe Eminescu. Ești, mă rog, da, oricum are o autoritate. Adică vine din interiorul culturii grecești și spune, eu ce vă spun e acel Dumnezeu pe care, la care se referă Epimenide. Epimenide e foarte interesant, la care face sau citează Sfântul Pavel. A fost un orfic, unul din fondatorii orfismului. Secolul V și Epimenide este un episod foarte interesant când la Atena era o ciumă. Și disperați atenienii ce să facă și aud, li se spune că e un înțelept care ar putea să-i vindece. Și îl cheamă pe Epimenide din Creta, orfic, care avea un cult pentru Jupiter înțeles monoteist. Sunt texte. Și el când vorbește de Jupiter, îl numește acest Dumnezeu necunoscut, spune Sfântul Pavel. Epimenide vine la Atena și zice, uitați ce trebuie să faceți ca să scăpați de ciumă. Luați niște oi, dați-le drumul prin Atena și unde se oprește oaia, ridicați un altar zeului necunoscut. Și atenienii fac lucrul ăsta, e tradiție consemnată. Și ridică aceste altare în Atena acestui zeu necunoscut și scapă de ciumă la sfatul lui Epimenide. Și el pe aceste Epimenide îl citează, Sfântul Pavel, făcând referire la această tradiție veche, la Epimenide, orficul, monoteist, dar Dumnezeu necunoscut, îi spune Sfântul Pavel. Deci el vine și citează în sens acomodaționist, același, exact cum a spus, deci este aceeași abordare acomodaționistă în care el vine și în interiorul culturii grecești vrea să se apropie și să le facă accesibil și acceptabil propovăduirea lui, prin revela cultura lor proprie. Și am aici acest capitol în care arăt că și orfismul a avut accente monoteiste. Orfismul lui Epimenide și așa mai departe a avut o componentă monoteistă. Deci, într-adevăr, este aceeași abordare pe care Sfântul Pavel o folosea în Areopagul. A doua întrebare era cum încadrați faptul biblic, scripturistic, al mântuirii tâlharului de pe cruce, ca răspuns la întrebarea cine se poate mântui. Da, așa este. Deci, in extremis, îi spune, tu vei fi cu mine în iad. Deci asta confirmă, vei fi cu mine în iertare, deci în rai. Deci este aceeași abordare care spune că păgânul, dacă Dumnezeu vrea să-l mântuiască, și sigur că acel păgân se pocăise, că el spune, da, eu merit. Mai puțin Andrei a plăcut de ce a nesutat. Tâlharul nu a fost etic. Da, dar s-a pocăit, da. Și suferea pe cruce, adică era pe cruce și mărturisește și crede. Când a câștigat răiul, cum spun Sfinții Părinți, și atunci s-a arătat de la că a reușit, absolut. Eu când vorbeam de cu accentul etic, mă referam la noi ca civilizație, nu la nivel individual. Deci există o componentă publică, la nivel de popor, și una individuală de mântuire personală. Mi se pare cam artificială. Nu e artificială. Gândiți-vă că Bizanțul a dispărut ca civilizație. E părerea mea și dau ca exemplu pentru că Bizanțul, sigur, biserica a dăinuit în afara Bizanțului, creștinismul ortodox a dăinuit, noi ne mântuim personal, dar civilizația bizantină a dispărut. A ocupat-o Turcii. Asta nu e un fapt istoric, se poate contesta. Și de ce a dispărut? Pentru că spune tradiția noastră că în vremea lui ultimul împărat, când a cucerit Mahomed al II-lea, nu mai erau 5 drepți în Bizanț. 5! Deci tot cu urma individual. Ce individual? Deci țara aia devenise... Păi țara aia devenise 100% coruptă. Înțeleg că te operezi cu o dublă dimensiune a eticului. Eticul la nivelul colectivităților și cel la nivelul persoanei. Dar nu sunt două dimensiuni. Nu sunt două dimensiuni. Comunități. Adică pe mine mă interesează ca România poate să dispară, dar eu să mă mântuiesc. Asta spuneți. Eu nu cred că e așa. Eu cred că avem mântuire, nu am nevoie de eticul la care te referi. Dar nu vorbeam de mântuire, vorbeam acum de dăinuirea unui popor, a unei civilizații. Sigur, nu cad în filetism, adică nu vreau să se înțeleagă filetism. Dar există totuși, și nu putem nega faptul că există și Părintele Stăniloae, o iubire de patrie, există un naționalism în sens bineînțeles, în sens pozitiv, există o componentă firească, nu, care leagă pe undeva poporul nostru de această dăinuire ortodoxă. Cred că suntem de acord aici, bănuiesc că toată lumea e de acord că
Ne iubim România. Oricum, lucrarea ta de virtute, acolo e tipul la care te refer din plin. Și nu m-am deputat. Lucrarea ta de virtute. Adică prioritar este dimensiunea duhovnicească. Așa ar trebui să fie, dar nu este. Cum este? Păi iată că la nivel de, cum să spun... Și suntem nevrednici, asta e bă. Păi suntem, păi asta spun. Dar nu să primim această nevrednicie prin mai multă etică. Nu, dar nu, eu nu spun că nu ne mântuim noi, personal. Eu spun că riscă să dispară o civilizație românească. Înțelegeți? În forma în care o avem acum. Pentru că, și dau exemplu Bizanțul, pe care existența unei ortodoxii excepționale nu l-a salvat de la pieire. Ca entitate statală, politică, da, dar culturală. Dar vederea a fost duhovnicească. Păi a fost. A fost. Asta e problema. Păi da. Asta duce la distrugerea unei civilizații. Absolut. 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 Iar mai pare că se lucrează ea de la ortodoxie explică. Nu ortodoxia nu ne-a putut apăra, ci căderea în ortodoxie explică ce s-a întâmplat. Da, absolut. Da, dar ce faceți cu milioanele acelea de oameni care sunt botezați? Știți că există undeva o părere care spune că vreo 5% din români sunt practicanți. Da. Dar vreo 80% și ceva sunt botezați. Da. E ce facem cu acele 80% care nu sunt practicanți, dar sunt totuși ortodoxi, nu sunt anticreștini, nu sunt antiortodoxi, nu sunt... Dar sunt mai căldicei. Dar nu etica. Ce facem cu ei? Nu etica ei salvează. Păi și din rând, nu salvează, dar din rândul lor se recrutează și, cum să spun, se recrutează și hoții, și mafia, și tot ce vreți. Adică nu numai din cei 15% care nu sunt practicanți și nici măcar nu se declară ortodoxi, ci și din rândul acestora care sunt undeva între și sunt foarte mulți. Nu, spus, nu mai credeți că abordarea ortodoxă... Sigur, discuția e foarte mare. E bine ca în abordarea ortodoxă, în ființarea ortodoxă, pun mai mult accent pe etic. Asta ai spus. Acum vorbesc de cei care sunt plăbuți ortodoxi, nepracticanți, doar botezați. Domnul profesor, într-adevăr, e o discuție mai lungă, dacă vreți să terminați. Mai punctual, adică una este să spunem că nu ne mântuim prin etică, e corect. Alta este că ne putem pierde mântuirea prin lipsa etică. Cred că asta trebuie să argumentați, domnule profesor, că nu e adevărat că ne pierdem mântuirea prin lipsa eticii. Mă întrebeți și dumneavoastră, ați spus, nu ne pierdem mântuirea, nu ne mântuim prin eticii. Ne pierdem mântuirea prin lucruri mai... E una, dar... Mai vital după muncesă decât eticii. Deci credeți că ne putem mântui prin neglijarea eticii? Nu, vorbim de măsura în care sunt factori mai importanți în pierderea mântuirii. Dacă acesta și este suficient, că mi se pare că vine imediat. Dacă este suficient pentru pierderea mântuirii, este un factor important, aș zice. Haideți să facem distinție între etică și morală, pentru că ar fi spus. Da. Da. Un argument așa dintr-o altă disciplină, profesie. Sigur că este normal să cunoaștem cultura celor spre care ne adresăm. E și o chestie de civilizație, de politețe, dar altfel nu putem să atingem specificitatea lor. Mă gândeam chiar la cultura drogurilor. Nu înseamnă neapărat să consumăm, dar trebuie să le cunoști limbajul ca să poți să ai o discuție cu ei și să poți să încerci să întrebi ceva în situația lor. Și avem și eu o întrebare punctuală. Vă rog frumos dacă se poate să ne vorbiți puțin despre martirii Chinei, despre răscoala boxerilor. Da, am pus pe afiș. Da, păi da. I-am pus și aici, dar am fel la 1900 au fost ortodoxi chinezi, convertiți de ruși, cum spuneați. Nu știu unde am pus icoana. Deci rușii au făcut o misiune destul de aplicată așa în China, dar acei martiri, acei chinezi convertiți la ortodoxie, au fost masacrați la 1900, când a fost o răscoală, o revoltă populară antioccidentală, în general. Nu uităm că venea după războaiele opiului, englezii, mă rog, occidentalii au invadat China, au masacrat, au făcut acolo nenorociri
Și s-a născut o mișcare extrem de antioccidentală, anti-europeană, anti-omul alb, cu tot ce aducea el, inclusiv creștinismul, deci o mișcare radicală, care condamna tot ce însemna, tot ce era venit din Occident. Și atunci nu au mai făcut distinție între englezi, nemți, francezi, ruși, ortodoxi, catolici, au masacrat tot ce au nimerit și acești martiri au fost extrem de, de hotărâți și într-adevăr au preferat să moară, au fost martirizați câteva sute, cred că sunt, erau vreo 200 și ceva. 222. Așa. Și au fost sanctificați de Biserica Rusă la 1900, deci la școala boxerilor. Boxerii însemna din aceștia, cu arte marțială, nu în box. Și în același timp era și o revoltă antidinastică, pentru că dinastia care era în China, dinastia Qing, era o dinastie străină, erau manciurieni. Din secolul 17, ultima dinastie chineză a fost manciuriană, care era un popor altă cultură. Și era o dinastie străină de China și chinezii ăștia s-au revoltat și împotriva dinastiei manciuriene. Dovadă că 11 ani mai târziu, la 1911, ultimul împărat a fost detronat. Deci era o mișcare multiplă, antidinastie manciuriană, anti-occident cu tot ce însemna asta și anti-creștinism, inclusiv, numai că aceștia ortodoxi au fost cei mai hotărâți. Și au fost sanctificați de Biserica Rusă, într-adevăr. Acum, au fost printre ei, sunt cunoscute biografiile unora dintre ei, s-a scris. Eu am un capitol despre misiunea rusă în China, care a început în secolul 17, nu 18, la 1690, dintr-un război ruso-chinez la frontieră, în zona Manciuriei, unde fluviul Amur delimita o graniță, o porțiune pe care a revendicat-o Imperiul Țarist și i-au și bătut pe chinezi și au luat această porțiune a Manciuriei de Nord, timpul împăratului Kangxi. Tratativele împăratului Kangxi au fost duse cu ruși în limba latină. Din partea Chinei erau doi iezuiți, doi misionari din aceștia care au, se bucurau de acea atâta încredere în fața împăratului Kangxi, încât i-a trimis la 1690, i-a trimis să ducă negocieri cu rușii, și, în care au fost implicați și Milescu Spătaru în acea perioadă. Spătarul Nicolae Milescu și în limba la latină s-au dus negocierile, nu în rusă, nu în chineză, ci în latină. Deci e o treacă poveste cu, cu... Misiunea rusă a fost foarte pozitivă, dar limitată, pe, pe suprafață mică. Ei nu au ieșit din Beijing în general, evitau să iasă foarte mult, stăteau în cartierul lor de azi, ambasada rusă din Beijing. Acolo au făcut și misiune și biserică, acolo converteau, dar mult mai pe ei așa adunați. N-au ieșit să facă misiune în provincii, mult mai puțin au făcut. Da. Adrian, vrei tu să... Legat de aceasta, în încheiere, am un prieten care a făcut 4 ani doctoratul la Beijing și acolo el are și o credință, o cheamă Yangtze. E după numele primului preot nativ chinez, hirotonit și martir. El a condus cu noi de martir și el mi-a spus că a fost în China acum câțiva ani și așa ca o mărturie. S-a întâlnit cu ortodox și chinezi din, din Beijing de acum, cât foarte puțin la număr, câteva zeci. Se ascund, liturghia se ține în casă, în case. Mi-a povestit cum preotul a venit în blugi, cum a spus și domnul, ortodoxia ilegală. Și a venit în blugi, într-o casă. Dar preotul era chinez? Cred că venea din Hong Kong, dar nu era. Nu știu asta, detaliul ăsta. Și a venit în Beijing, a obținut dumnezească liturghie, i-a spovedit pe toți, i-a împărtășit. Și, deci, încă se întâmplă o liturghie, dar în case private, exact ca în primele secole. Au o carență de preoți, și preoți. Da, și preoți chinezi. Exact. Sunt ruși care slujesc, în general, la bisericuța din ambasadă. Da, mi-a zis. Mai, mă rog, se mai strecoară cât în chinez. Foarte greu, deci, au preoți, au avut preoți foarte vârstă care au murit și nu prea au alții. Și voiam să vă întreb ultimul lucru. Știu că primul împărat, sau unul din primii, Yao, e cunoscut în istorie că a drenat apele. China era invadată de niște ape și el le-a drenat și a făcut pământul să se facă ca agricultură. Și știu că Părintele Damaschin face legătură, că tocmai venise potopul de pe vremea lui Noe și potopul ăsta fiind universal, a cuprins și partea chineză. Și e interesant că istoria chineză începe cu acest Yao. Un sfert din carte despre asta. Da. Și asta vreau să vă întreb.
Care e legătura între istoria biblică și istoria veche chineză? Sunt corespondențe reale? Deci, poate chiar mai mult de o treime din carte despre această temă. Cronologia istorică în China, a noastră, deci e o întreagă dezbatere pe tema asta, foarte interesantă. Există, chinezii au, cred că sunt unul din popoarele cele mai conștiente istoric din lume. Au cronici, doamna Roxana știe mai bine ca mine, au cronici foarte detaliate, care merg încă până acum 5.000 de ani. Deci cronicile chineze, făcute de mult, nu astăzi, cronicile care au fost scrise de-a lungul mileniilor, pleacă de la anul 2990, aproape 3.000 înainte de Hristos, cu primul împărat care a fost Fuxi, împărat legendar, căruia îi se atribuie și hexagramele din I Ching. Și de la Fuxi, deci acum 5.000 de ani, merg aceste cronici foarte detaliate până la ultima dinastie. Deci aceste cronici sunt extrem de precise, cu acribie extraordinară și cu număr de ani, cu calendar. Bine, calendarul este pe cicluri, ciclurile hexazecimale, deci pe cei 60 de ani, care corespund celor 5 elemente și 12 animale, știți, zodiacul chinezesc, e o altă cronologie, dar foarte exactă și s-a făcut echivalarea între cronologia lor și a noastră, tot de acești misionari, și problema cu care s-au confruntat este că cronologia Septuagintei diferă de cea a Vulgatei. Noi, ca ortodoxi, mergem pe Septuaginta. Ei, ca, mă rog, misionarii, mergeau pe Vulgata și nu le ieșeau ani, pentru că Septuaginta e mai scurtă cu un mileniu și jumătate. Mai lungă e Septuaginta. Nu. Septuaginta e mai lungă. Vulgata e mai scurtă. Da. Și ei, dacă se rezumau la Vulgata, ieșea potopul mult după primii împărați din aceste cronici. Și atunci au făcut petiție să fie lăsat să folosească cronologia Septuagintei. Și li s-a dat voie. Deși oficial Vulgata a fost și e versiunea oficială catolică, li s-a dat o dispensă ca să meargă pe Septuaginta. Pentru că Septuaginta plasează potopul undeva pe la 3200-3300 înainte de Hristos. S-a calculat cronologie, tot foarte precis. Și dacă potopul e acceptat ca 3200 înainte de Hristos, 3300, atunci Fuxi este după potop, ba chiar poate după turnul Babel, pe la 2900. Și atunci, dacă se merge pe această cronologie cu Fuxi, perioada de după Babel imediat, tot Părintele Christensen spune că strămoșul chinezilor poate este Sineu. Sineu apare în facerea, la acele liste de popoare care s-au desprins din fiul lui Noe, și anume Sineu era nepotul lui Canaan, care era nepotul lui Ham. Deci chinezii ar fi hamiți. Dacă mergem pe cei trei fii al lui Noe, Sem, Ham și Iafet, Iafet Europa. Poate în virtutea asta au și luat Africa. Da, bine, ei din hamiții, dețin mult în Africa. Canaan a fugit din Africa, care revenise lui, și s-a dus în țara Canaan și de acolo urmașii lui spre Asia de Est. Deci, Părintele Cristian se merge pe varianta că sunt hamiți din Sineu, din Canaan, deci canaaneni chinezii. Una femeia canaaneancă, deci hamiți. Și cronologia în felul ăsta, ca să ajung la această întrebare, se poate reconcilia considerându-i pe chinezi, sigur lor nu le convine să, și nici darwinismul actual nu acceptă că s-ar trage din unul din cei trei fii ai lui Noe. Și atunci, dacă mergem pe această cronologie, din împărații de după Fuxi, cei cinci împărați, cei trei, și ajungem într-adevăr la Yao, care e unul din acești împărați exemplari, despre care spune Părintele Cristensen că a fost într-adevăr adrenat apele rămase după potop în China, și ea aici am pus și cronologic, deci datat, și s-ar putea suprapune. Dar nu Noe. Deci Yao nu este Noe, ci un descendent al acestui Sineu.
Și în felul ăsta, Părintele Christensen și alții misionari, care eu am aici un capitol despre Martino Martini. Părintele Christensen îl reia pe Martini, de fapt, misionar din Italia, care pe la 1680 mergea pe această cronologie cu Iao după potop și cu drenarea apelor. Deci teoria este mai veche decât a lui Christensen și el face foarte bine că reia aceste teorii și le pune într-o lumină ortodoxă, interpretând ortodox. Dar teoria este mai veche și este, după părerea mea, plauzibilă dacă acceptăm cronologia nedarwinistă biblică. Adică cronologia Septuagintei. Dacă mergem pe aceste interpretări darwiniste care spun că acum 10.000 de ani civilizația nu știu care, atunci totul nu mai stă în picioare. Deci, pe de altă parte, Părintele Rose are o carte cu Omul Începuturilor în care susține că datarea cu izotop radioactiv și așa mai departe nu e atât de precisă și că, de fapt, dimpotrivă, pleacă de la niște ipoteze prestabilite. Vrea să demonstreze o vechime de nu știu cât de sute de mii de ani și ajunge la aceste vârste. Deci Părintele Rose și Părintele Christensen urmează, deci merge pe urmele Părintelui Rose, agrează această cronologie din Septuaginta. Și atunci Iao, într-adevăr, este interpretat de el și de acești misionari, Martino Martini în primul rând și Bouvet și alții, ca fiind post-diluvian, deci după potop și drenează ape din Blaștin, din rămășițele potopului. Da. Mulțumim în mod special lui Andrei de asemenea.